La Subway ne trimite Tesla. Ce e asta, mă, frate? Nu-ți place Subway? Nu, mi-a mai zis oribil. Bă, tu vezi cum e ăsta băgat așa, în piatră? E ok. Pare că pică pentru o secundă suntem în aer, efectiv. Nu, te rog, nu vreau. Dacă dați butonul de like la acest video număr cât mai mare, următorul video o să fie cu... Astăzi o să-mi las Tesla să mă controleze 24 de ore. Dacă vrea să mergem la mare, mergem la mare. Dacă vrea la pădure, mergem la pădure. Ea decide astăzi unde mergem. Și foarte important, acolo unde mergem trebuie practic să profităm la maxim de locația respectivă, să ne distrăm. Se anunță un videoclip destul de interesant, așa că rupeți butonul ăla de like, abonați-vă dacă sunteți noi. Hai să intrăm în mașină să vă explic cum o să-mi controleze Tesla viața. Și nu puteam să fac videoclipul ăsta fără Ioana Steluța aici de față, care o să fie alături de mine astăzi și nu numai, o să vedeți pe parcursul acestui video că o să mai avem și câțiva invitați. Așa că, fără să mai sunt la discuție, să explic care e treaba la acest challenge. Avem o cameră nouă care se aude și se vede mult mai bine, pentru că urmează niște vloguri destul de interesante vara asta cu Tesla. Dacă dați pe butonul de like la acest video. Eu nu știu cum funcționează chestia asta. Cum decide Tesla ce să facem noi azi? Apasă pe butonul ăsta de navigare. Iar aici, dacă dăm în partea dreaptă, avem mai multe butoane pe care nu le-am încercat până acum. Avem butonul de foame, dacă nu e foame, sau butonul de norocos, unde practic pe butonul de norocos ne trimite undeva random în București, ne distrăm acolo unde ne trimite Tesla. Eu înainte de distracție vreau foame. Sincer, și eu aș avea nevoie de o cafea, pentru că e cam dimineața, așa că nu știu exact unde o să ne ducă, dar hai să vedem. Dacă dăm pe foame, prima variantă acolo mergem. Subway. La Subway ne trimite Tesla. Ce e asta, mă, frate? Nu-ți place Subway? Nu. Ei, acum asta este. A fost prima alegere, Subway, după șosea Olteniței, nu e departe. Doamne, tu vezi la recenzii? Foarte scump, cel mai foarte... prost, cel mai rău. Mă, cel mai prost, cel mai prost, niciodată nu mai calc în Subway. Nu, eu nu cred că mănânc acolo. Nu? Păi tu vezi ce zice, e tristosul, ia uite. Da, da, cam asta e challenge-ul, trebuie să mergem unde vrea Tesla. Ah. Începem oficial challenge-ul și se anunță destul de nașpa primul lucru unde mergem. Sper să nu fie atât de nașpa, iar după aceea vedem ce se mai întâmplă astăzi, pentru că habar n-am ce o să facem astăzi. Tesla decide unde mergem, unde ne distrăm. O să fac tot posibilul să iasă cât mai mișto videoul ăsta. Dacă decide tot în ritmul ăsta, rămânem morți de foame. Cred că după Subway ăsta, după ce vedem cum e acolo, mergem în altă parte să mâncăm, poate la ce review-uri am văzut aici pe Tesla. Ăsta-i Subway-ul, arată... Arată oribil. Eu maxim îmi iau apă de aici. Ok, cred că vreau doar un ice coffee, atât. Nice. Mi-a zis oribil. Am dat fail, nu prea ne-am lăsat să filmăm. Ideea este că n-au avut nici măcar un ice coffee cu caramel, așa cum scrie acolo. Ea este cam dezamăgită. Și mirosea horror acolo, da. Bă, și carnea aia arăta oribil cu ouă ăla. Nu știu cum video ăsta s-a transformat în locuri cu cele mai proaste review-uri. Sper să nu se continue, sper. Socului kebab. Aproape. Merge, mănânc socului la 9 dimineața. Deci, în concluzie, mergem la socului. Ia să vedem review-uri. Eu nu vreau să mai iau după comentariile alea, pentru că eu știu că socul e bun. După ce mâncăm, avem varianta de norocos, unde ne va trimite într-un loc random să ne distrăm. Nu-mi curie să văd ce o să fie acolo. Hai să mâncăm acum. Bă, e închis socului! L-au desfințat! Pericol, nu vă apropiați. Temporar închis. Am înțeles. A treia oare cu noroc? Hai să vedem. Terasa restaurant Champions? Ce e asta? Terasa restaurant Champions. Asta e, bebe. Asta e. Avem review-uri bune aici, am mâncare extraordinar de bună, nu știu ce. Bă, sper să fie. Doamne ajută. Hai. Să vedem ce am aici. Pizza papanaș, pizza. O terasă. Hai că poate au și o cafea acolo, ar trebui. Hai să mergem. Dăm aici. Bă, arată chiar decent, adică de cartier așa. Da, nu e absolut nimeni. Cine vrea să fie? Știi? E marți și oamenii sunt la muncă. Singurii ciudăți care mănâncă la ora asta la terasă. Dar chiar mi-e foame, gen. Da, de băut. Cred că o să mă duc până la negrim așa să-mi fac un sandwich cu panisier. Hai, măcar îți iei cafeaua aia dorită, nu? Cred că frape sau limonadă. Tu ce zici? Tot frape sau limonadă pe acolo. A, super. Foarte rapid a venit frapeu și Ioanei limonada. Cred că tu ai ales mai bine decât mine. După cum arată, dar... Hai, mă, că e o limonadă clasică, ce-i vei? Ia păcul, mă. Frape. Îți curge frișca pe lângă. Măcar e deschis. Voiam să vă spun, dacă dați pe butonul de like la acest video număr cât mai mare, următorul video o să fie cu mine, în care dorm pe Transfăgărășan în Tesla. A venit momentul să-ți încerci acum norocul la propriu. Nu prea am avut noroc azi la mâncare. Am mâncat, am băut ceva. Hai să vedem. Norocos. Ce-i asta? Bă, tu vezi cum e ăsta băgat așa, în piatră?
Păi dacă Tesla vrea să mergem aici, acum mergem aici, nu? Da, dar ce e asta? Nu știu. Bă, ăsta mă duce în cimitir. Asta e un cimitir. Mamă, ne duci în cimitir. Sau... Hai că super norocos e cimitirul. Deci nu mi-a dat de mâncare și mă duce și în cimitir. Deci noi aproape am ajuns la cimitir. Practic aici undeva e locul unde trebuie să ajungem. Eu nu știu exact cum intrăm noi în cimitir. Că avem voie, nu avem voie, cu mașină, fără mașină. N-am intrat niciodată în cimitirul ăsta și nu prea știu care e treaba. A, taciat. Am intrat și în cimitir. Dacă ne uităm pe hartă, observăm că noi suntem aici și trebuie să mergem tot înainte până ajungem aici. La ceea ce vrem noi să vedem cu familia lui Ștefan. Nu știu exact care e treaba, ce monument e de e. E așa de important. Deci, uitați-vă cât de puțin spațiu avem în dreapta și în stânga și cât de mică e alea asta. Nici nu știu dacă am voie cu mașina nu pe aici. Nu ai, e singurul ciudat care mergi pe aici. Deci, toți oamenii și-au lăsat mașinile acolo, la biserică. Bă, n-am văzut niciun semn că n-ai voie cu mașina. Ok, dar de ce oamenii așa lăsat la biserică și tu ai venit până... Da, nu mai e loc pe aici. Deci, uitați-vă unde ne-a dus Tesla, în cimitir. Are ea o plăcere cu cimitirul, nu știu care trebuie. Și am zis să las mașina aici că era jale. Pentru asta am venit și aici ne-a trimis. Nu știu cine e. Dar tu vezi că oamenii din partea asta n-au murit, nu? Adică și-au luat loc de veci, dar n-au murit. Deci avem și băncuță. Deci uitați-vă unde ne-a dus. Momento mori. Efectiv zici că se spinte ca așa, tu nu vezi? Da. Hai să vedem cine mai rezervă mașina asta. Ne-am întâlnit cu omul care a montat acest monument la care am fost. Ni s-a spus că cel mai greu lucru a fost marmura aia să se pună, că s-a pus cu macaraua. Are 700 de kg, iar monumentul în sine cu așa... Ăla e ușor, are doar 80 de kg. S-a pus... L-a pus el pe ăla. Și a venit vremea la al doilea invitat. Oolo, deja m-ai luat cu filmatul de România, m-a luat din poa, m-a trezit, te pup, bro. Astăzi o să lăsăm Tesla să ne controleze viața, pentru că până acum am fost cu Ioana, dar o să revine și Ioana imediat, o să vedeți unde a dispărut. Până atunci trebuie să vedem unde ne distrăm noi până apare Ioana. Hai, Nori, să încercă-ți norocul. Navigare. Norocos. Acum. 3, 2, 1 și... Oh! Mamă, ce noroc ai tu, mergi și noi în parc. Mama mea, mă scoate. Dar noi în România, în lumea copiilor, vine rău. Știi ce înseamnă că mergem în lumea copiilor? Ce înseamnă asta? Și am ajuns în lumea copiilor. Da, foarte frumos, în parc am mai venit. Dar eu vreau să ne dăm în ăsta. Ia uite, văd că deja se dă cineva acolo. Andrei, mi-e frică de asta, vorbim serios, nu m-am dat niciodată. Mama mea, lasă-mă! Nu, deci nu, te rog, nu vreau. Mă, cât de rău poate să fie. Mi-e frică, mamică. Ține tu camera, nu mai. Ce mă pune Andrei România să fac pentru vlogurile lui? Eu nu fac pentru ale mele așa ceva. Haide, mă, că nu-i nimic. Mamă, cum e căsătura aia. Mamă, eu nu știu dacă țin bine camera asta. Ia, uite, cam așa e priveliștea de aici. Ca să vedeți și priveliștea. Mama mea, cum a fost? Aoleu, mamă, cred că trebuie să schimb chiloții. E ok? Pare că picam pentru o secundă. Suntem în aer, efectiv. Ce frâne pune, are frâne de emi, de mă. Nu mai simt picioare. Ce ai, mă, noi scățat? Gata, Noris, acum ce ne mai dăm? Nu ne mai dăm nimic, Andrei România. Haide, bă, că am venit până aici, e gol parcul. Bă, frate, gata, am făcut una, câte vrei, mai du-te și cu Ioana unde vrei. Du-mă la mâncare, la astea, nu la nebunii de-astea. Hai că mergem să o luăm pe Ioana atunci, ce să mai... Ia zi, fată, unde ai dispărut? La unghi. La unghi? Ia, hai, vino să ne arăți aici ce unghi ți-ai făcut. Uite. Deci de asta ai dispărut tu din vlog, am înțeles. Ia uitați-vă voi la unghiile astea și ca să vă dau un hint, unghiile astea arată noua destinație din vacanță care o să fie și o să mergem și cu Tesla. Ghiciți în comentarii unde credeți voi că mergem noi vara asta cu Tesla și o să fie o experiență chiar interesantă cu multe provocări. A venit momentul acum să mâncăm, așa că Ioana, e timpul să ți arăți norocul. Friday. Asta vrea Tesla, Friday. S-a șmecherit acum. Zice bine Tesla, Friday. Am mâncat o singură dată și mi-a plăcut. Hai mă să vedem ce e de Friday-ul ăsta. Să-mi spuneți în comentarii cât ați încercat Friday-ul. Nu pe aici intrăm. În România nu prea ies din casă, nu știe pe unde se intră. Păi nu știu, vreau un burger, vreau să spun că... Pe ce nu ți-ai meniu direct? Se mănâncă bine azi de 100 de lei la Friday. A făcut Andrei România cinste. Sperăm să fie bun ce am luat aici. Sunt cartofii de usturoi. Cum e sosul de usturoi? Cartofii? Da, micuț, ție smashed. Este, nu? E bun. Ea a zis că nu e bun la Friday și acum e bun. Da. Ia mă cu cartof, bagă prin sos. Mă, e bun. Un pic am mult.
nu e rău. Mă dă pe spate rău de tot la prima gură, dar nu e rău. Are foarte mult sos. Da, exact și la mine. Foarte mult sos. Gata, s-a terminat de mâncat. Bine, așa se spune că peste jumătate de oră mie mi-e din nou foame, la cât de mult a fost. Nu prea, cam puțină cantitate pentru prețul care a fost dat după mine. Bun, dar parcă cam scump, părerea mea. După ce am făcut o pauză de filmat TikTok-uri, acum ne continuăm challenge-ul și vedem unde vrea mașina să ne ducă. Astăzi am mâncat destul de prost, pentru că așa concluzie finală, chiar nu mi-a ținut deloc de foame Friday-ul ăla. A fost cam scump și încă mi-e foame destul de mult, la toți. Și mie. La toți. Dar da, hai să vedem acum unde mergem. Îi dăm cu noroc sau cu mâncat, că nici nu știu. Cu noroc și după aia mâncat să încheiem în glorie. Îmi folosesc norocul de data asta. A trebuit să ieșim din subteran ca să meargă. Hai, dă-i. Scările fericirii. Să ne găsim fericirea acolo? Da, mă, să mai distragem câteva poze la astea, ce să facem. Dacă aici vrea să mergem, te-am văzut pe internet și mi-a plăcut. Îmi trag un selfie și am plecat. Și am ajuns și la scările fericirii. Ia uite, bă, ce fericit sunt. Ia uite, bă. Deci ziua asta a fost mega obositoare, dar am ajuns și la scările astea, acum sunt mai fericit, nu-așa, Noris? Sunt cel mai fericit om de pe această planetă, mulțumesc frumos acestor scări pentru că au fost create. Trageți-mi niște poze ca să nu fi venit degeaba, știi? Și după ne tulim de aici. Și după mi-e foame că... E foame! Deci ultima chestie, să vedem unde mâncăm, hai. Te rog eu mult, trimite-mi undeva ca lumea. What? Ce-i ăsta? Zatar? Vulcan? Păi mă, că n-arată rău mâncarea. Hai mă, mergem, n-am mai ce face acum. Dacă aici a vrut oricum, aici mergem, ce să facem? Stai, hai să vedem, încercăm noroc. Bă, eu n-am mers niciodată până acum, chiar sunt curios cum o să fie. Am parcat mașina, m-am speriat un pic de vecinul meu că a cam pălit-o, dar asta este. Haide să mâncăm la, cum era, zatar? Da. Zatar, da. Hai să vedem. Cine plătește tot Andrei România și la asta? Sper că se mănâncă bine, că nu prea s-a mâncat prima dată la Friday, deși s-a plătit bine. Sper că aici se mănânce bine și se plătească poate mai puțin. Ia uite, Libanese street food. E Libanese. Zatar Libanese street food. The original shawarma. Taurul. Ne-am luat 3 shawarme mici, să vedem cum sunt. Aproape că n-am apucat să-l prind pe Noris mâncând asta. Hai, Noris. Foarte foame, eu mi-am făcut o shawarma fără sosuri, deci s-ar putea la mine să fie un pic mai seacă. Nu ai mai seacă, dar e bună rău. Ingredientele sunt foarte fresh și îmi place super mult gustul. Și cartofi, și carne, și varză, și castraveți, efectiv tot. Bă, la început, când intri, scrie că the original shawarma. Adică, nu știu. Ok, ne-am făcut că era 10 din 10. Vezi că ai ceva pe la colțuguri. Eu m-am lins. Eu mi-am pus niște sosuri, mi-am pus și usturoi și mi-a spus domnul ăsta că sosul de usturoi e special, că nu e cu maioneză și băi, e doar simplu, sos de usturoi și că făcut fără chestia adăugată, nu știu ce. Așa mi-a zis eu. Eu mi-am pus și sos de usturoi extra și maioneză și ketchup picant, mi le-am făcut de bubuia. Nu pot să-mi dau seama din primul gust, dar te simtem, are gust bun sosul. E bun. E bun. Chiar e bun. Mine shawarma, dacă nu e caldă, nu e ce trebuie și asta e caldă. Sosurile? 10 din 10. Mamă, ce bună e carnea, e avut dreptate. Ce-am zis? Și condimentată și super, nu știu, fragil, așa. Da, da, da. Am mâncat shawarma, a fost mult mai reușit decât a fost la Friday, mâncarea. Categoric, nici nu se poate compara. Dar s-a mâncat mai bine la un preț mai mic, ceea ce și-a fost și mai bun, deci e ok. Chiar e mai bună, din punctul meu de vedere, mult mai bună decât multe alte shawarmerii. Și într-o shawarma, dacă sosul și carnea nu știu ce trebuie, dar aici au fost, bă, niște sosuri și o carne extraordinară. Chiar a fost bun. Un lucru interesant pe care l-am aflat despre Tesla, am citit că urmează un update în care o să bage un asistent vocal, cum este Siri sau Google Assistant pe telefon, așa o să bage și pe Tesla. Asta pentru cei care sunteți interesați și aveți Tesla sau vreți să vă luați. Sună destul de interesant update-ul ăsta, sunt tare curios să văd cum o să fie asistentul ăsta vocal pentru Tesla. Cam ăsta a fost videoul, sper că v-a plăcut. Am făcut o tură lungă tot Bucureștiul astăzi, ne-am plimbat o grămadă, deja 10 seara, nu prea știu ce să mai filmez. Mai ales pentru că mi s-a cam dus și bateria la mașină când ne-am plimbat cu căldura care a fost 40 de grade, s-a dus bateria. Așa că sper că v-a plăcut videoul, abonați-vă dacă sunteți noi și nu uitați dacă dați pe butonul de like în număr cât mai mare. O să fac un video în care dorm pe Transfăgărășan. Ce mă? Ce mă? Da, da. Hai, pa!